La mulți ani, dragi români, oriunde vă aflați, să aveți un an bun, să fiți sănătoși, să fie un an prosper și, până la urmă, să fiți cu toți cei dragi alături, că pe restul le mai facem cum le facem. Va fi un an dificil economic, va fi un an plin electoral, politic, dar cel mai important este ca dumneavoastră, românii, oamenii de rând, cei care sunteți, de fapt, România, să rămâneți la fel de valoroși, la fel de autentici și să sperăm că anul ăsta o să ni se mai întoarcă din diasporă acasă. Vă doresc un an foarte bun. Începem împreună Politica Zilei, prima ediție din 2024. Stăm 3 ore și astăzi aici, de la 3 până la 6, avem foarte multe subiecte și economice, și sociale, și politice, dar și externe. O să discutăm despre toate aceste modificări care vin pe plan economic începând cu luna ianuarie. Deja au început să crească prețurile la carburanți, ați văzut deja la pompă, însă sunt multe modificări și pentru firme. Vom discuta și despre Schengen, pentru că așa peste weekend, pe final de an, ni s-a vândut ideea că avem o mare victorie în Schengen. O să vă arăt astăzi că vom avea controle inclusiv pe aeroporturile de aici, de la noi din România, făcute de austrieci. Și mai mult decât atât, s-ar putea să avem niște cote de migranți. O să le detaliem pe toate, o să ne uităm și la tragedia care se întâmplă chiar în aceste momente în Japonia, unde a fost un cutremur foarte mare. Ne uităm însă și la consecințele nenorocirii, tragediei de la pensiunea din Prahova. Urmează audierea șefului pensiunii, însă ne uităm din nou la autoritățile statului, incapabile în continuare să gestioneze și să răspundă în fața cetățenilor. De la ora 17 însă o să vă arăt niște date exclusive despre ce se întâmplă cu pensiile românilor, când o să discutăm și despre acest super an electoral în care jumătate din planetă merge practic la vot. Începe Politica Zilei cu un breaking news, doamnelor și domnilor. Japonia, după 50 de cutremure, cel mai mare dintre cutremure a fost de 7,6. În acest moment, spitalele prăiau răniții. Vorbim despre alerte în Rusia și Coreea de Sud în ceea ce privește tsunamiurile. Deja a fost un tsunami în Coreea de Sud. În același timp vorbim despre 36.000 de locuințe care au rămas fără curent electric în Japonia. Este în continuare, informațiile sunt în curs de actualizare, pentru că dacă acum o oră vorbeam despre 30 de cutremure, acum sunt 50 de cutremure care au avut loc deja în Japonia. Vom mai reveni la acest subiect pe măsură ce apar date noi și imagini noi, evident. Vă reamintesc, este o alertă de tsunami în Japonia după cel mai mare cutremur 7,6 și încă 50 de cutremure mai mici, însă care au valori între 3,4 și 7,6. Revenim acum la actualitatea internă. Vă spuneam că deja se văd majorările la pompă în România. Vorbim despre o majorare agresivă a accizei. Se văd deja primele efecte, pentru că avem deja majorări la benzină de 29 de bani și la motorină de 26 de bani. Cu ce consecințe însă pentru întreaga economie? Pentru că noi știm că atunci când crește prețul la carburant, cresc practic prețurile la nivel larg în întreaga economie. Alături de noi Adrian Codârlașu, vicepreședinte CFA România. Bun găsit, la mulți ani! Mulțumesc că sunteți aici la Politica Zilei! Bună ziua, la mulți ani! Mulțumesc pentru invitație! Deja se văd la pompă aceste scumpiri. Noi știm că există 3 majorări ale accizei în acest an, majorări agresive pentru omul de rând, dar și pentru firme. Cum resimțim la nivel economic în acest an aceste majorări ale accizei? Practic se majorează acciza cu rata inflației. Da. Și vom avea mai multe majorări de accize și fiecare majorare nouă de accize va duce la o creștere a prețului. Deja de la 1 ianuarie se aplică prima această majorare și duce undeva la o creștere a prețului pe litru de combustibil undeva de până în 30 de bani pe un litru.
ceea ce înseamnă undeva spre 4% creștere a prețului combustibilului. Acesta este efectul de primă rundă, însă, cum spuneați și dumneavoastră, o să avem și efectul de runda a doua, în sensul că orice bun trebuie transportat către locul de vânzare. Prin urmare, vom avea și o anumită creștere, e adevărat mică, dar va fi o creștere a prețurilor bunurilor vândute. De asemenea, combustibilul se folosește intensiv și în agricultură, deci și aici se vor majora prețurile, majorându-se costul de producție. Dar putea să fie evitată această majorare, înțelegem actualizarea curată a inflației, însă noi vorbim și de alte majorări pe parcursul acestui an. Le face guvernul suplimentar pentru a aduce bani la buget? Practic sunt făcute multe din aceste ajustări suplimentar sau unele erau opționale și s-au optat pentru ca anul acesta să fie făcute, de exemplu taxele locale, pentru că bugetul este într-un deficit ridicat. Probabil vom încheia anul trecut cu un deficit spre 6% din PIB. Anul acesta deficitul așteptat de guvern e în jur de 5, însă a fost și Consiliul Fiscal. Probabil se va mai adăuga un punct procentual, pentru că ca și anul trecut au fost supraestimate veniturile și subestimate cheltuielile. Deci ar trebui să ne așteptăm din nou la un deficit bugetar în sensul celui de anul trecut. Prin urmare, va fi nevoie ca guvernul să procure fonduri suplimentare pentru buget. Domnule Codurlaș, la un moment dat a existat acei 50 de bani pe care îi dădea guvernul, mă rog, un fel de scutire, un fel de compensare acolo. Mai vedeți valabilă sau posibilă o astfel de măsură? Ajută ea în vreun fel? Pentru că la acel moment inclusiv guvernul ne-a zis că nu a fost folositoare la nimic. La momentul respectiv s-a venit cu acei 50 de bani în care o parte erau suportați de către distribuitori, de către benzinării. Acum nu cred că vor mai accepta nici benzinăriile lucrul acesta. Uh-huh. Prin urmare, nu cred că se va mai întâmpla anul acesta să se vină cu o subvenție din partea guvernului, atâta timp cât guvernul a mărit acciza, deci vrea bani mai mulți, nu are bani să dea ca și subvenții. Da, aș mai vrea să vă întreb în contextul în care există și o impozitare pentru petroliști, dacă vom vedea și niște majorări în plus, da, venite tocmai din asta, că guvernul mai pune niște taxe. Practic, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat anii trecuți, cumva guvernul se uită ce sectoare au bani, ce sectoare au profitabilitate și le găsește o vină că sunt lacome, că au făcut prea mult profit, că au făcut prea puțin profit, ca să vină cu impozite suplimentare pentru ele. Și vedem aceste taxe pe cifrele de afaceri care s-au introdus în acest an, taxele care s-au pus către companiile de energie în anii anteriori, încercările multiple de naționalizare a fondurilor de pensii private. Deci cum un sector are bani, automat guvernul se gândește... Bine, guvernul și vrea să ia la el în sac. Mulțumesc, Adrian Codărlașu, vicepreședinte CFR România, a fost alături de noi, să aveți un an bun. Mergem mai departe și ne uităm însă la ce se întâmplă cu Schengen, nu? Pentru că în acest weekend iar mi s-a prezentat ca o mare victorie, vezi, Doamne, nu știu, aderare la zona aeriană și maritimă în Schengen. Acum ne-am uitat în acord și ne-am lămurit. Nu e atât de simplu pe cât ne spun guvernanții, ba din contră, nu pare a fi o victorie, pare a fi inclusiv o umilință. Asta pe lângă faptul că ar fi trebuit să fim acceptați terestru, că asta ne și interesa din punct de vedere economic până la urmă. Dacă ne uităm la ce înseamnă această aderare aeriană a României la Schengen, vom afla că vom avea controle și în aeroporturile din România, dar vom avea controle care se pot desfășura și când ajungem în Austria. Iar în ceea ce privește aderarea terestră, la Sfântul așteaptă. Discutăm despre acest subiect cu invitații mei și ai dumneavoastră. Printr-o legătură telefonică directă, Vlad Botoș, eurodeputat USR. La mulți ani, mulțumesc că sunteți aici la Politica Zilei. La mulți ani vouă și tuturor telespectatorilor voștri. Și ni se alătură Augustin Hagiu, președinte Fort. La mulți ani, mulțumesc mult că sunteți aici. Bun găsit, domnule Hagiu, sper că ne și auzim. Bun, haide până refacem și legătura cu domnul Hagiu, vreau să vedem un extras din acest acord
pe care se pare că România l-a agreat cu austriecii. Și în acest acord scrie următoarea chestiune: desfășurarea de consilieri în materie de documente, inclusiv consilieri austrieci, pentru zborurile relevante la aeroporturile din Bulgaria și România. Adică o să avem unii niște consilieri de documente, da, niște ofițeri care vor fi și pe aeroporturile din România. Apoi vor exista controle prin sondaj la sosirea în Austria, în conformitate cu dreptul Uniunii. Dar acum astfel de controle nu erau obișnuite. Angajamentul de a discuta în 2024 despre un spațiu Schengen funcțional și despre pregătirile lucrărilor pregătitoare pentru măsuri compensatorii la frontiera dintre România și Bulgaria. Vlad Botoș, vin întâi la tine. Deci, de fapt, ce Air Schengen este acesta? Câtă vreme avem niște ofițeri care ne controlează pe aeroporturi aici, în România, mă rog, și la bulgari, dar există și controle prin sondaj în Austria. Asta pe lângă umilința că nu ne acceptă terestru în continuare austriecii. Da, am analizat și eu toate cele 5 angajamente pe care le-au semnat Ministerul de Interne din România și cel din Bulgaria cu domnul Karner, ministrul de interne austriac, și mie acest punct mi se pare destul de complicat, pentru că mi se pare un punct subiectiv, adică cum se vor face acele controle și cei mai mulți dintre telespectatorii din astăzi și eu am zburat prin Austria și știm că, dacă vor fi niște controle făcute de către niște consilieri, nu știu ce înseamnă acești consilieri, cum te vor opri, te vor întreba ce ai în bagaj, ce te-ai cumpărat de la Duty Free, nu știu cum vor fi făcute. Și de asemenea, aceste controle multifiltru de la frontierele terestre între România, Ungaria și Bulgaria, România, tot așa mi se pare destul de ciudat, adică vom înăspri controlele, vom avea controle suplimentare, timpii de așteptare vor crește, iar angajamentul de a discuta funcționarea Schengen în 2024, care oricum era pe agendă, dar nu avem din nou un calendar foarte clar, adică pe noi ne interesează foarte mult când vom intra cu zona terestră în spațiul Schengen, când dirurile noastre, când economia noastră, când noi, cetățenii români, vom putea să circulăm în piața unică și în... Da, și asta în acord cu tratatul. Vlad, rămâi alături de noi. Am reușit să avem această legătură și cu domnul Hagiu la mulți ani. Mulțumesc mult, domnule Hagiu, că sunteți aici. Din nou am pierdut această legătură. Bun, nu ne este nici cum. Bun, Vlad Botoș, merg mai departe. Deci, odată acest Air Schengen, de fapt, nu există, că el nu e în conformitate cu niciun alt Schengen. Eu nu știu în interiorul Schengenului, dar celelalte state. Că apoi vreau să mergem spre... Au mai fost state care au intrat prima dată cu aeroporturile, cazul Austriei sau Italia. De acord, dar ele sunt verificate așa prin sondaj? Adică există această practică a verificărilor prin sondaj, așa cum vor austriecii să facă acum cu noi? Adică aterizăm la Viena... Și cum se întâmplă chestia asta? Adică de ce mă iei pe mine avionul din România și mă controlezi sau cum? Păi asta exact, nu înseamnă că sunt, adică, Schengen. Pare destul de umilitor. Adică vom ateriza la Viena, da, ne vom debarca din avion și atunci ce ne vor aștepta? Niște consilieri, din nou în ghilimele, nu știu ce înseamnă că și consilieri, vor fi polițiști și ne vor lua prin sondaj, se vor uita la noi cum suntem îmbrăcați sau cum arătăm și atunci vor zice tu la... stânga, celălalt la dreapta, celălalt trece, adică pare destul de umilință. Adică e o umilință mai mare decât că știam exact. Nu sunt în Schengen și mă duceam la poarta mea de unde trebuia eu să mă duc știind că nu sunt în Schengen. Așa, mi se zice că sunt într-un fel de Schengen aerian, dar mă plimbă pe acolo, mă aleargă, stați că sunteți româncă, dați-mi un pic să mă uit la actul dumneavoastră, cam așa pare. Domnul Predoiu va trebui să vină să explice cât mai repede ceea ce a semnat, pentru că el este... Păi stai un pic, acest document publicat de colegii de la G4, din care eu am dat extrasul tradus, că eu l-am văzut și în engleză, dar telespectatorilor îl furnizăm în română pentru toate categoriile, dar scrie foarte clar în acest, că acesta este acordul. Bun găsit, domnule Hagiu, sper că data asta ne auzim, la mulți ani, mulțumesc că suntem aici, că sunteți aici. La mulți ani, de data asta ne auzim, mulțumesc. Perfect, până acum am disecat partea asta cu Air Schengen, nu, cu Vlad Botoș, eurodeputat de la USR, înțelegem că nici ăla nu-i Schengen, căci că dacă aterizăm la Viena e posibil austriacul să zică, până sondaj vreau să vă verific. Dar problema e că terestru, nu avem niciun calendar, pe noi ne interesa terestru și pe dumneavoastră, cei care aveți grijă a economiei noastre până la urmă, plătitori de taxe și impozite.
Cum vi se pare această nouă umilință, că ei o văd ca o victorie politicienii? Păi este expresia aceea pe care o tot folosim, cu am înfrânt în loc de am învins. Asta este atât opinia mea, opinia transportatorilor și a cetățenilor români, care de data asta simt eu așa și sper că simt bine și nu mă înșel, au înțeles exact că totul a fost o gargară politică ieftină, că în spate nu există niciun pic de consistență, că nu s-a negociat noaptea așa cum unele televiziuni titrau zilele trecute, au stat românii noștri și transportatorii cu sufletul la gură pe data de 30 și pe data de 31 decembrie să vadă ce s-a negociat și cine a muncit. Până la urmă a apărut acest anunț și niște aplauze ieftine din partea membrilor Comisiei Europene, că doar așa trebuiau să laude cumva, nu? După toată nebunia asta trebuiau să ridice o minge la fileu. Cred că ne-am umilit mai mult decât în ceea ce privește această expresie am înfrânt. Ne-am umilit solicitându-le austericilor să iasă cu ceva și rugându-i probabil în genunchi pe cei de la Consiliul Europei să iasă cu ceva, să ne laude cu ceva în ultima zi din an, disperat că vine 2024 și nu s-a întâmplat nimic din ceea ce trebuia să întâmple. Și credeți-ne, preferam varianta în care politicienii români, indiferent că se numesc europarlamentari sau premieri, nici nu vreau să le mai prezint numele, că nu e cazul, mi-e jenă de mine să le mai spun numele acestor indivizi, preferam să iasă drepți în fața națiunii și să spună: băi, oameni buni, am făcut toate eforturile, am încercat, mai mult de atât nu putem obține și iată cum obținem și acest mai mult decât nimic. Acest mai mult decât nimic îl obținem așa, pe o negociere a olandezului legată de plecarea la NATO și pe o promisiune a lui Nehammer că va veni pe 4 martie în România și atunci va anunța minunatul acord care evident că nu implică sub nicio formă terestru. Iar noi am vrea să avem mandatul națiunii române să știm pe ce cărare mergem. Mergem pe intrarea în etape, dacă un calendar stabilit și pentru rutier, sau mergem pe varianta asta în care nu o să mai stați 5 minute la plecarea din România, în plus la controlul pașapoartelor, dar în rest, în orice țară membră Schengen, vi se poate întâmpla orice fel de control, pentru că despre asta vorbim. Deci păi, este mai mult decât asta m-a arătat acum, că nici Air Schengen nu există, iar în ceea ce privește, că e o aberație, îmi spune mie că îmi trimite ofițer de control până aeroporturi și când mă duc în Austria mă opresc ei să mă verifice. Dar ăsta terestru care ne interesa pe toți, nici măcar nu are așa o dată oarecare să ni se spună. Nu, haideți să spunem, să spunem complet adevărul, că suntem la început de an și dacă politicienii ne mint, măcar noi între noi să nu ne mințim. Bun, adevărul este următorul. Discuția asta era făcută din septembrie, exact pe ceea ce cică s-a obținut acum. Dar s-a creat presiune, s-a creat orizont de așteptare în speranța că se mai întâmplă ceva în plus. Ei, iată, nu s-a mai întâmplat nimic în plus și suntem aici, în etapa în care avem o discuție, un acord verbal, dar care nu este sub nicio formă consemnat în scris. Acordul scris se va semna în martie, după cum ați fost dumneavoastră și noi am fost anunțați. Da. Când? După ce vine Nehammer în România. La ce vine Nehammer în România? Păi vine la congresul ăsta al PNL-ului. PNL la București, de alegeri pentru 2024. Cu alegeri, deci totul este un melanj într-un an electoral pentru România, din care să scoată ceva orice, concret, economic și social. Din toate punctele de vedere suntem praf. Bulgarii au fost mult mai inspirați, nu s-au lăudat cu asta în țara lor. Au tratat subiectul la nivel politic fără să-l prezinte ca pe o reușită, ci din contră, prezentându-l ca pe un eșec real. E o umilință, da? E o batjocură totală la adresa României, dar vedeți dumneavoastră, ați spus de bulgari, eu am văzut reacțiile politicienilor bulgari, au spus clar că ei nu acceptă, că nu primesc în plus nici migranți. Da, nu înțeleg veselia Bucureștiului. Noi, domne, dar zici că suntem noaptea ca hoții cu Schengenul ăsta. Mai stai liniștit în weekend, pac, mai apare un politician pe Facebook, a mai intrat o bucățică, un picior în Schengen. Da, lupta a fost între premier și europarlamentarul, căruia nu-i mai spun numele. Premierul a ieșit primul și a postat pe Facebook și europarlamentarul nostru de carton s-a grăbit să zică: aoleu, păi ce fac acum, mi-a luat ăsta fața. Și de aici am avut toate aceste zile de incertitudini și de, cum se numesc astea, teasing, da? Pe burtierele unor televiziuni, da?
în care ni s-a anunțat. Vorbiți de Corare Zbocat, probabil, că el da, ne-a mai tăiat și pensiile dure, speciale. Da, negocieri strânse, luptă până în ultima clipă, dar de fapt erau la sarmale și la șampanie și noi așteptam pe partea cealaltă minunea. Bine, noi, cei care săracii nu știu și n-au informații din miezul fierbinte al discuțiilor. N-a existat niciun Consiliu European pe 30 seara. Adică nu mai mințim pe nimeni. Oamenii erau fiecare cu familiile peste tot prin țările lor. Doar a apărut acel anunț după ce s-au pus de acord că trebuie să dea ceva. Repet, noi trebuie să aflăm până în martie ce conține viitorul acord ce urmează să fie semnat. Pentru că nu există, n-a avut nimeni mandat pentru varianta asta în care rutierul dispare, nici măcar n-avem calendar. Asta i-am spus și lui Rareș Bogdan, că l-am întrebat cine ți-a dat mandat, cine v-a dat mandat vouă, ție, Luciolacu, cine v-a dat mandat pentru porcăria asta? Cine v-a mandatat pe voi ca să negociați chestiunea asta? Și dacă tot ați negociat-o, vrem să știm ce ați pus la pachet, ce a oferit România în schimb o nimic. Ca să vedem și noi de ce am ajuns în situația asta și ce urmează să semnați în martie. Dar până în martie mai este timp, iar cei care au crezut că virgulă câștigă capital electoral, putem să le spunem de pe acum că au pierdut, ce bruma pe care o mai aveau de încredere. De credibilitate, și, de acord. De credibilitate. Mulțumesc, domnule Hagiu, vă mulțumesc pentru intervenție. La mulți ani, în an bun, vom mai vorbi despre asta. Vlad Botoș, mă întorc la tine și vreau să le arăt telespectatorilor acest document. Îl arătăm în engleză, dar vreau să discutăm și din altă perspectivă, Vlad Botoș, cea legată de terestru, dar și de migranți. Pentru că aici scrie, să derulăm, Gabriela, te rog, prin el, nu e nicio problemă, poți derula oricât, pentru că vreau, eu o să fac o anumită traducere. Se vorbește, Vlad Botoș, aici despre importanța unui sistem de azil operațional pentru funcționarea Schengen. Se transmite semnalul că solicitanții de azil nu pot să-și aleagă țara de destinație și că cererea lor de azil va fi procesată de către statul membru responsabil. No, bun, până aici apare că se referă la cei care au trecut prin România sau Bulgaria, care sunt ai noștri și pe care, ai noștri migranți, pe care vezi, Doamne, deși eu nu știu, noi nu suntem vecini nici cu Austria, nici prea mulți migranți din ăștia nu prea trec pe la noi pe-n țară, da? Bun, deci aceștia ar trebui să-i preluăm. Bun, dar mai departe se trece la regulamentul cel nou, da? Al Uniunii, pe care l-ați discutat și voi, și se vorbește și de alți migranți, în afară de cei afgani și sirieni. Și atunci vreau să te întreb, există posibilitatea că dacă România, eu știu, conform regulamentului, că trebuie să plătim și vreo 20.000 de euro dacă nu luăm, da? Există posibilitatea să ne trezim cu niște cote suplimentare de migranți, să fim obligați să luăm mai mult decât trece pe la noi, pentru că Bulgaria a răspuns foarte repede și a spus, domne, noi nu luăm nimic în plus față de ceea ce corespunde, da, greșelii noastre de a fi trecut pe la noi, vreun afgan, vreun sirian s-a dus în Austria. Aici a spus foarte bine, sunt două chestiuni diferite. Este odată vorba despre regulamentul de la Dublin. Practic, acesta este în vigoare. Orice migrant intră pe teritoriul Uniunii Europene, practic trebuie procesat de țara în care a intrat. Dacă intră migranți, nu știu, prin România, vin din Republica Moldova, Ucraina, Serbia și intră în România, practic noi trebuie să-i preluăm pe aceștia, chiar dacă sunt în Austria. Însă, și asta, din punctul meu de vedere, este în regulă pentru că așa sunt regulile și acum. Celălalt regulament, care tocmai a fost negociat între Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European și Comisia, regulamentul de migrație și de azil, practic spune acele cote, să se împartă acele cote. Acum, noi nu știm, trebuie să-l contrazic un pic doar pe domnul Hagiu, că s-a semnat un acord. S-a semnat un acord între trei părți, Ministerul de Interne din România, Ministerul de Interne din Bulgaria și Ministerul de Interne din Austria. De aceea e important să știm toate elementele. Mă rog, avem aceste 5 angajamente, dar care sunt destul de vagi, să știm exact ce implică asta cu migranții. Repet, dacă preluarea azilanților care intră prin România sau Bulgaria și să-i procesăm noi, aceasta este deja în regulamentul de la Dublin. Așa da, și asta am agreat și noi și bulgarii, că în regulă îi luăm, sigur. Dar mai mult? Însă alte cote este foarte important, pentru că nu putem noi să fim primii care
sărim din nou așa de mici. Uite, Vlad, ideea e că eu nu pun întrebarea alarmist, nu pun burtiera alarmist, nu fac discuția alarmist. Bulgarul a înțeles același lucru citind documentul în engleză, că zice că scrie acolo alții decât afganii și sirienii, știi? Adică pare că România s-a angajat la ceva. Păi nu știu, poate acum, nu vreau să spun foarte clar, poate este vorba despre migranți din Nordul Africii, pentru că aceia nu sunt nici sirieni. Sofitis Iohannis are pe acolo unii, nu știu, da. Da, ideea e din nou, noi trebuie să avem un calendar foarte clar când vom intra cu frontiere terestre. Asta e miza principală, așa restul punctelor, ok, putem negocia, putem discuta, însă trebuie să avem un calendar clar. Și da, suntem ok să vină, să facă controle austriecii, să-i vedem, nu știu, pe aeroporturile din România, dar când intrăm terestre, trebuie să avem un calendar clar. Nu putem să avem așa totul vag și să nu știm exact când vom intra. În concluzia ta, Vlad Botoș, pe scurt, e o victorie, e un prim pas, e o umilință? Ce? La ce am asistat în acest weekend cu acest acord? Nu este o victorie, nu este o victorie triumfalistă, cum a anunțat-o premierul Ciolacu în 27 decembrie. Este un pas înainte, pentru că mă bucur că acest subiect, mă rog, este pe agenda publică europeană, discută și președinta Comisiei, președinta Parlamentului și președinta Consiliului European. Este foarte important să avem acest subiect pe agenda și să fie în față, însă nu este o victorie triumfalistă. Până nu intrăm cu frontierele terestre, până nu o să mai avem frontiere la granița cu Ungaria și cu Bulgaria, nu este o victorie și nu putem clama. Așa cum merităm și avem toate drepturile și îndeplinim și condițiile. Mulțumesc, Vlad Botoș, eurodeputatul SR, a fost alături de noi. La mulți ani, un an bun, Vlad. Mergem într-o scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem însă să rămânem în plan extern, pentru că se pregătește un nou conflict internațional. China amenință cu anexarea Taiwanului. Ne întoarcem. Din nou în direct, președintele Chinei încă o dată amenință cu anexarea Taiwanului. Sunt alegeri în Taiwan acum, în ianuarie. Însă vorbește președintele Chinei despre o reunificare pașnică, din nou, inclusiv în anunțul pe care l-a făcut după discuția cu Joe Biden, dar și după discuția cu Vladimir Putin. Comentăm acest subiect. Aurel Cazacu, expert militar, este în direct alături de noi. La mulți ani, un an bun, domnule Cazacu. Mulțumesc că sunteți la Politica Zilei. La mulți ani și mult spor în activitatea pe care o desfășurați, că va fi un an interesant cu patru alegeri. Mulțumesc mult. Domnule Cazacu, despre aceste discuții pe care le tot deschide China, au vorbit despre asta și după întâlnirea cu Joe Biden și după discuții cu rușii. Se vorbește, vezi, doamne, despre o reunificare pașnică, în realitate vorbim despre o anexare. Luna trecută, în decembrie, Taiwanul spunea că într-o dimineață au fost încercuiți cu bombardiere, cu nave de luptă, cu tot ce trebuie. De foarte multe ori ne-am pus întrebarea unui conflict nou care ar putea să apară. Mulți bani și Statele Unite au direcționat către Taiwan. V-aș întreba anul ăsta, mai ales că sunt alegeri în Taiwan, cât de mare ar fi riscul unui nou conflict mondial? Deci eu cred așa. În noiembrie ați văzut că a avut loc o întâlnire în Statele Unite. Deci președintele Chinei s-a deplasat în Statele Unite și nu au fost multe comentarii ca urmare a acestei întâlniri. Deci acolo s-au luat în discuție. Să nu uităm că în prima parte a anului viitor vor fi alegeri în Taiwan și mai este o țară foarte importantă în zona acolo, care este Indonezia, care este pe locul 4 ca populație în lume și vor fi alegeri. Să nu uităm că au apărut niște conflicte și cu Filipine. Deci eu cred că serviciile chinezești de câțiva ani buni nu au stat și au lucrat și s-ar putea ca viitorul președinte al Taiwanului să ne anunțe după o perioadă că este de acord să înceapă discuțiile și tratativele cu China în vederea reunificării sau, pentru început, o asociere a celor două țări pe plan economic. Pentru că asta este nevoie, pentru că ei au fost o putere economică, Taiwanul, care au lucrat cu SUA, iar acum au nevoie, dacă China îi blochează în relația cu SUA, au nevoie să le fie la fel de bine. Păi deci și eu americanii, cred, care e reacția aici, domnule Cazacu? Că sunt foarte mulți bani depinde direcționați. Acum, sincer să fiu, da. Acolo, în California,
Au fost niște tratative și să știți că cei doi președinți discută, dar serviciile lucrează. Poate acolo au bătut palma pe niște compensări economice, pentru că China dorește să devină pe primul loc în lume. Nu zice nimic deocamdată, America nu acceptă acest lucru, America are două angajamente de conflict în acest moment, Ucraina și Israelul, și nu este simplu deschiderea unei noi zone de conflict. Pentru America nu va fi bine și nu va fi ușor, pentru că ați văzut decât ce probleme sunt cu muniția, cu armamentul, cu toate problemele și așa mai departe. Deci eu cred că ei au discutat. Dacă s-au înțeles, vom vedea cu ocazia alegerilor din Taiwan. Dacă nu s-au înțeles, America face o greșeală, pentru că alegerile vor fi tocmai pe 5 noiembrie în America. De acord, iar deci un an aproape. Un an, iar următorul președinte, care poate fi domnul Trump sau domnul Biden, nu știm, America trăiește datorită acestor războaie, prin vânzarea de armament și o dezvoltare industrială, militară a armamentului, ceea ce nu este ușor. Vedeți acum, deci războiul din Ucraina ne-au anunțat că va mai dura 5 ani, așa a spus domnul Putin. Vedem, uitați-vă astăzi ce a fost în Turcia. Am urmărit jumătate de zi. Da, o să arătăm și noi mai târziu imagine. Da, este incredibil ce se întâmplă. Apropo de Ucraina, domnule Cazacu, pentru că ați menționat-o, Zelenski vorbește despre 1 milion de drone pe care le va produce, însă au fost atacuri masive și în acest weekend, chiar dacă a fost Revelion, chiar dacă a fost an nou. Vreau să vedem câteva imagini și cu bombardamente în Odessa, dar și cu reacția ucrainenilor care cântau pur și simplu noaptea de Revelion. Urmărim și ne întoarcem la dezbatere. În timp ce aproape întregul glob sărbătorea trecerea în 2024, bombardamentele dintre Rusia și Ucraina au continuat. Atacurile din noaptea de Revelion au provocat un mort la Odessa, în sudul Ucrainei, și 4 la Donetsk, în estul țării, după cum au anunțat autoritățile locale. Denis Pușilin, șeful administrației Donetsk, numit de Moscova, a raportat un bilanț provizoriu de 13 răniți și 4 morți în orașul din estul Ucrainei, aflat sub control rusesc. Locuitorii din Odessa au întâmpinat dronele Shahed, lansate de Federația Rusă cu cântece patriotice ucrainiene, într-o sfidare față de atacurile Rusiei din noaptea de Revelion. Într-un mesaj de anul nou, președintele Volodymyr Zelenski le-a mulțumit tuturor soldaților și celor care au făcut ca Ucraina să poată rezista agresiunii rusești pentru al doilea an consecutiv. Vă doresc vouă, familiilor voastre și tuturor celor dragi căldură și sănătate, celor care au o inimă bună să trăiască mult, pentru cei care i-am pierdut să rămână în inimile noastre. Вам, вашим родинам, близьким, всім, всім рідним, тепла і здоров'я. Тим, у кого є рідне серце, хай живуть довго. Тим, кого втратили, хай залишиться серце. Да, ще 1 мільйон де дрони, домле Казаку, промісте де Зеленський. Deci, așa cum spuneam și ați amintit dumneavoastră, lumea fierbe în acest moment. Să nu uităm că și în Ucraina vor fi alegeri la anul. Da. Deci Ucraina are nevoie de, cum să vă spun, de tot acest conflict prin care actuala conducere a Ucrainei să demonstre. Nimeni nu acceptă să dea înapoi pe românește, să spună am fost învins sau așa mai departe. Uitați-vă că domnul Zelenski nu a reușit să obțină de la americani toți banii pe care i-a cerut. Uitați-vă la atitudinea Europei față de acest lucru. Ceea ce mă îngrijorează pe mine este că rușii au bombardat Odessa. Adică știți că noi doi am mai vorbit despre faptul că rușii, dacă se apropie de brațul Chilia, este grav pentru România că ajung la Dunăre, ceea ce nu este normal. Sunt multe lucruri. Eu pot să vă spun că în cooperarea noastră cu ucrainienii ne străduim. Industria românească, și au venit mulți, sunt mulți ucrainieni care vin în România și încercăm să cooperăm, pentru că rușii le-au distrus industria de apărare. Președintele Zelenski spune că vrea să o dezvolte în partea de vest, să zic așa, dar nu este ușor. Ar fi bine și România să se ocupe cu asta și să nu mai pună director de la Circul Globus la unitatea de armament, da, cum s-a mai întâmplat. Dumneavoastră, presa, aveți o mare forță în chestia asta și trebuie mulțumesc să pentru intervenție. Aurel Cazacu, analist militar, a fost alături de noi. Scurtă pauză, revenim.
Guvernul pregătește impozitare progresivă din 2025. Ce scenarii ia în calcul Ciolacu? Pentru că e visul PSD-ului ăsta cu impozitul progresiv, o să vă arăt de la 16, când vă arătăm exact răspunsul administrației prezidențiale cu privire la costurile deplasărilor lui Iohannis. Practic, am plătit 8 milioane de euro pentru vacanțele președintelui. Dar, cum am ce să zic, am beneficiat cu toții de acele imagini, nu? Ați mai fi văzut noastră pe Carmen dansând pe undeva, așa, dacă nu plăteam? Asta e, știți cum e, obrazul subțire al președintelui și al primei doamne? Uite, cu mulți bani se ține 8 milioane, nu nimica toată. Acum vă dați seama, e ultimul an de mandat, rupe pe ultima 100 de metri. 10 milioane lejer, domnul președinte, pentru dumneavoastră. Nu mai plătim nici pensii, nu mai majorăm nici alocații. Vă dăm să puteți să călătoriți peste tot. Și tot de la fix o să vă arăt când ar putea să meargă la audieri patronul de la ferma dacilor. Ne întoarcem repede, rămâneți aici pe Domnul TV.